Dar Ne aici? Schimbări, Kate, nu avem. Schimbări, nu avem, filmăm în aceeași zi, dar s-au schimbat cănuțele. După promisiunea lui că cănuțele se, se schimbă. Este de sunt așa, da? Da, de din podcast. Japonia, la mini cu roz. Și la mini cu galben. Da. Astăzi, noi deschidem un subiect foarte interesant. Foarte important. Uh. <laughs> Apropo, în podcastul. Da. Apropo, în podcastul precedent, aproape n-am folosit deloc Cuvântul? Foarte important. Cuvintele. Cuvintele. E o frază, frază am zis, foarte important. Eu mă ținem de răsputeri să nu spun asta, <laughs> foarte important. Uh, astăzi ne vorbim despre parenting. Uh, cum Par el funcționează? Parenting? parenting, cum el funcționează la noi. Uh... Tema asta o să fie așa, mai chill, mai ușuric, luați-vă ceaiul, ceva gustos, sau cum a spus cineva acolo, că, băi, cât găteam mâncare, vă ascultam așa de da, ghine, da, parcă da, da, par da, da. cu mine aici, știi? Uh, astăzi o să fie tot așa, chill. Deci, despre copilașii noștri și despre ce cum suntem noi ca uh, părinți și o să încep catea. Da. Inițial, eu foarte tare îmi doream copiii și tu, asta, știi, și eu eram sigură, mulți, mulți copii, copii. și eu eram sigură că o să fiu o mamă superbă. Nu știu de unde eu aveam ideea asta, dar s-a dovedit a că Cristi E o mamă superbă. E o mamă superbă. E mamă extraordinară. El e omul care face, cred că. 90, nu, ok, nu 90, 80, 80%. <laughs> Dai lasă, nu. Nu, da. Pentru zenul nostru total, pentru Dar, familia noastră, ne facem 50 la 50. Da, noi facem 100, 100 eu și 100 tu. 200? În total, nu, am vedere că fiecare... <laughs> Ha, ha, ha. Am vrut să spun într-adevăr un lucru foarte adică, important. Tu nu poți să te implici într-o familie doar pe 50%. Nu, eu, eu am, mă implic cu amele 100 și tu cu atele 100, Simt simplu ele diferite. Eu am în că, adică, pentru 100%, adică implicarea în familie e 50 la 50, adică, bat copiii, copii, bai o copii, bai eu la lucru, batul la lucru, în, gen, în sens, da. Dar dacă personal, da, fiecare ne implicăm la 100%. Oh, și de greu. <laughs> Bine. Uh, Într-un moment, când eu l-am născut pe Eugen mm -hmm. Înainte de asta, de fapt, am știut do doar două cărți Eu nici una <laughs> una. -și una cu Eugen, în general Una din asta era crescândul pe Cayen. Eu l-am născut pe Eugen și mie, într-adevăr, mi-era foarte greu Mai ales că eu, după o naștere nu super simplă, stăteam glucată mm -hmm. da. Cristi... Apropo, asta au fost una dintre cele mai grele sarcini Nașteri naștere. Sarcina naștere. era foarte ușoară. Nu, sarcinile toate au fost ușoare da. la tine. Nu, da. în afară de a patra. Doamne Dumnezeu meu, eu tot scârțiem când mă coborăm. <laughs> eu, într-adevăr, Crist, eu până acum nu mă pot restabili. Da. Da, e... Știu, tu vorbești nu, Ok, în patru ani de zile Da, e... ok A patra prima, prima sarcină era una din cele mai ușoare Și nașterea era grea uh -huh. Iar a patra uh, era foarte grea Dar nașterea era foarte ușoară da. Bine, nu despre asta. și condițiile erau mult mai bune <laughs> Nu despre asta, dar despre ce, că după ce am născut pe eugen, mi-era foarte greu și tu ai spus că tu o să schimbi scuticile. Da. Ce? Da, asta nu știu cum a apărut la mine, sincer vă spun de motiv că... Și asta deja durează patru ani. 4 patru ani la rând schimbă scuci. Nu lui Eugen, no, Eugen e singur el la biciul de a... mea, procesul Apropo, de mai învățăm. despre Eugen, el deja singur încearcă să-și... Da, să da, da, eu am văzut momentul ăsta când e... Sorry, de, noi... de detalii de la noi în da, familie, noi... dar sunteți la noi în familie, în Și de <laughs> care, o Și ideea care, într-o seară, ei iau, cum spunem, rutina asta de seară, că după și e cool și să începe pipi, caca, apă, pipi, caca, apă și se duc la hmm. baie. Când fac pipi, e de normal. Dacă când fac cacă, mă strigau pe mine tata. Și apropo, mă strigă pe mine, din motiv... nu știu de ce. Nu, pe mine nu mă acceptă nici să pe le... Tine, dar nici pe, nici, pe, mama, adică nici pe bunica lor. Nu, nu. Doar dacă le... Cristi nu e acasă, îi da. pot să o accepte pe bunica și dacă nici nu e bunica, cu greu mă accept pe mine. Și eu mă duc ieri sau mai altă ieri seara și eu văd că eu gen stă cu hârtie în mână, deja cu rezultatul <laughs> final. Și duc, Wow, Eugen, bravo, știi? Chiar bravo! Bine, asta e așa ca o paranteză uh -huh. Și tu, într-un moment, random Patru ani schimbi scute și nu lui Eugen, da, dar... da, la Eugen Dar la toți Adică la noi încă nu a fost pauză Ca nimeni să nu fie în scute Mâinile astea au fost Ia <laughs> ca deși ele așa de bine arată Ele tot timpul cu, cu Îngrășăminte, îngrășăminte. <laughs> Și Cristian, într-un moment, random, îmi spune că, Katia, dar tu știi că nu e greu. Nu e așa de ușor asta, ne se dă? am împins păcatul. Da, și eu zic, wow, dar pentru mine, într-adevăr, nu știu, poate să regăsească cineva în asta, poate nu. Eu înțeleg că e copilul meu, dar de fiecare dată pentru mine era un challenge. Eu mă uitam și... <laughs> e că așa, e că așa da, nu, nu, știu, nu iertați-mă chiar, chiar nu am problema asta și eu nu știam Cum eu am să catat, pentru mine Este era 22 de ani Când nu a apărut Eugen eu aveam 22 Și chiar nu știam cum, bă, eu, tată, știi, dar nu m-am luat din prima zi în brață, și mă uit la dânsul și el la mine și... Nu, eu sunt tata tău. Hai să supraviețuim. Hai să trăim, da, hai să supraviețuim. și de atunci să pune chestia asta, chiar nu mi este greu absolut deloc și nu judic pe nimeni, pe și un bărbat nu judic, pe nici o femeie nu judic, care le este greu și eu am exemplu lângă mine, care chiar într-adevăr este greu și trece prin Ia ca așa trece, știi? Adică, crezi tu crezi tu nu ai aruncat la gunoi. noi. sunt, momente când nu schimb și uit să duc scut cu la gunoi. Eu, eu lui Cristian am spus că nu e nimai ușor să mai nasc o dată decât adică <laughs> ce ai face și el în tema copiilor. Chiar și stăteam cu mama parcat la unic zile astea și l-am luat trept de pe Matei, în port bagaj, am zis, pac, l-am șterg, ceac, 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 și oamenii trișuși, uitau și aștept, Ce ce? ceva ceva ok, știi, adică ca pentru mine. Da, dar ca tu să înțelegi și este, voi... Este, probabil experiența mea din copilărie, la câți porși am spalat. <laughs> ne am avut acasă, știi, oh, și bunica mă trimitea Doamne pe mine. Christ. Nu, sigur, nu poți face cumva o comparație cu copii dar... <laughs> Hai! E da, am uitat ce am vrut să zic, porși m-au debusolat. <laughs> nu, adică am mirosul ăsta de... Ai de înțeles -o. deși nu, adică nu-i problemă pentru mine. Eu, eu m-am mudat. Eu m-am mudat! Da, nu nimic. O, am, sub... am primit observații numai și la, camere, la omul din spate la cameră, da? Omul după cameră. Catea s-a udat între timp. Eu m-am udat între timp. Da. Am vrut o pauză o să beau să, să, să dau microfonul la o parte n am să beau apă. Hai să continuăm. Eu am adus aminte ce am vrut să spun. Noi când ne întâlneam da. cu tine, mm -hmm. noi n-am atins tema copiilor. Absolut deloc. Da, real. Dar, de ce? dar după nuntă, după nuntă. Eu așa zic. Nu, că tare la la și pe malul tu mi-ai spus că tu vrei familie, vrei copii. Nu. Dar n-am dezvăluit noi acest subiect. Nu, niciodată n-am discutat. Am și cine o să facă asta? Zuldat. Sau cine o să fac asta? Sau nu o să răspundă pentru asta? Uh -huh. uh... Intuitiv. Da, Iaka, asta și am vrut să spun. La noi tot foarte mult se bazează pe intuiție. Pentru că mi... noi suntem pentru prima dată părinți și noi și, și nu trebuie să, din voi, nu trebuie cred. să vă judecați cei care aveți copii pentru prima dată. Ei aveți mici acum, și faceți care va mici greșeli. Și când tu realizezi că părinții tei tot cândva au fost pentru prima dată părinți și nu trebuie uneori să-i judeci pe ei pentru care va acțiune, știi? Pentru că tu cal și în înstrechene și înțelegi că Nu, dar simplu știi, spre exemplu, oamenii care ne urmăresc de mai de mult știu că la noi copiii de la o vârstă foarte fragedă dorm aparte. Asta era într-adevăr gândit de noi inițial de la primul copil. De când eu l-am născut, mie medicul la care eu am născut a spus, vrei să ai nopți

Într-adevăr, el o odată noaptea uh -huh. Eu îl alaptam la sân o odată, eu îl hrănim, Dar eu eram obosită, ca și cred că fiecare Dar Îl puneam la loc Câteodată Cristie îl punea Adică Cristie ne-l dădea și Cristie îl punea la loc Camu? camu, făcând asta cu fiecare copil, eu spun că asta funcționează, funcționează, pentru că când ei sunt așa de mici, ei încă nu știu cum e corect. E corect să dorm cu mama sau e corect să dormi aparte, e simplu să se deprind. Iar ce este mai important decât deprinderea, tot viața noastră e o diprindere. Nu știu, eu am spus din start, când vor apărea copiii cu minim pat, sore, dar nu doar nimeni e poate fi excepție când e nu, se să simt simt trejul, sau... Cum dormim noi, cum dormim noi. Uh -huh. Copiii n-ar supraviețui nici până la 3 luni. <laughs> cum dormim noi. <laughs> eu am în vedere, eu ă, dorm destul de agitată sunt <gâ About> în somn. <laughs> da, eu... Ă... Tu tot. Eu tot. Da. Ca să și... înțelegeți, patul are înălțime cât? 2 metri. 2 metri în și 2,20 în lungime. Da. Și noi dormim pe un colț, sau pe colțul meu, sau pe colțul gata. Nu, dar am în vedere că de timpul, o noapte ne asta vârculim. Egal, da, ne vârculim. O noapte e egal cu o luptă. Nu știi? și asta... Ok, să vorbim serios, eu cred că asta ar putea afecta și viața sexuală care la noi e, Desigur, de asta, și, e, asta frumos. este un... Da, 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 dar este un lucru foarte important uh, Viața sexuală în familie Între soț și soție Poate despre asta uh, un podcast uh, Da, de ce nu? Eu am văzut apropo o comentariu Oamenii care el este interesant această okay. temă. Pentru noi, ca pentru familie Viața sexuală stă printre primele locuri Și de ce nu? de ce sori? Asta e viața noastră Nu, vezi că și sexul că sunt oameni care pentru ei nu este important. Da, ok, Sigur că nu suntem mai important decât copilul, dar... Adică dacă copilul sunt rău, noi, soare, tu stai acolo, noi avem treabă, nu? Dar pe noi încă niciodată nu ne-a afectat faptul că copilul nu doarme cu noi, uh -huh. dar de multe ori ne-a salvat acel fapt că copilul doarme aparte din noi. Da, da. asta e bombă, pentru că chiar și când noi plecăm în, la odihnă cu copiii, nu există nicio problemă că ei vor să doarmă cu noi, ei știu că la hotel se dă pătuc și deja fiecare din ei știe că fiecare o să aibă un pătuc. Asta este extraordinar. Ne ducem, spre exemplu, undeva pe noapte la bunica, fix așa, ei știu că ei nu o să doarmă cu părinții, adică așa opțiune nu există. Asta, da. Asta știi cum a cu cardul sau cash, dar este o altă opțiune. Nu, nu, există doar card sau cash. Da. <laughs> Fix așa și la copiii noștri. Există doar să dormi aparte sau cu fratele tău. Și -ă, <laughs> mm -hmm> momentul interesant că sunt prieteni care nu ne cred. Da, la voi, da? serios, copiii dorm aparte și după uh, câteva serii discutate pe, pe, adică pe telefon, pe o FaceTime, și culca copiii, da, oare 8 jumate, nu, gata, ușa închisă la culcare. Și de-am ies singur să duc și fac pipi, cacă beau apă și să duc înapoi la culcare. E ceva ok și ceva normal să fie altă alt tip sau alternative la acela ce este un standard ca copilul să doarmă cu tine. Uh, un story time. Asta e foarte interesant. Eu mergeam la niște proceduri într-un salon și fata care îmi făcea procedura spune a fost la mine recent o clientă și spune, pe voi faceți proceduri la Katie Black? Și e zice, da. Și și real, chiar copiii ăștia dorm aparte și e spune, nu da, vedeți și voi pe Instagram, nu știu, n-am fost la dânșii. Nu știu, e că copilul meu are 12 ani până acum, doarme cu mine, cum eu pot, e că pe iubitul meu să-l dau, și ne-mi povestește tot asta fata și eu... Ok, let's go! Eu, eu am unul mă închipui cu Eugen, adică cumva să, să mă culp, pentru că Story. deja mi se pare foarte mare, știi? Și el deja mult înțelege. 12 ani? 12 ani, da. Uite la fața la omul după cameră. <laughs> Da, dar Cristi, da, eu cred că sunt și printre oamenii care se uită că așa... Așa cazuri, all... Nu, așa cazuri. A, așa cazuri? Eu cred că da. Tu, de fapt, nu-ți închipui. Dar după critica de pe Instagram, tu nu vezi că majoritatea dorm cu copiii? Și... Eu nu judec. Fiecare cum este comod. Nu, dar nu este tot, comod. tot voi vă plângeți după asta că nu aveți sex? Tot voi vă plângeți după asta că aveți probleme în, în, între voi, între parteneri? eu cred că aici e despre noi, nu e despre să Eu vorbesc... Mă scuzați, că are ceva important. Filmează podcast. Spui asta, spui, te frumos, asta în podcast. Că de emoții, noi, într-adevăr, fiecare face cum știi. Pe noi ne-au întrebat, să povestim despre parenting, noi povestim Cristi un pic să aprinde el vrea ca la Dar nu calateț, ca la că tot oamenii se plâng. Ok, sorry, asta e. Da, pe minimă sună. Tu mi-ai făcut un pic o observație că eu sunt un pic prea dur, agresiv, Agresiv. eu încerc mii de scuze, asta dar, e dar asta e părerea noastră, asta merge vorba despre familia noastră, e total alegerea voastră, dormiți cu copii, îi dorm aparte, dormiți cu soțul, cu bunicile, cu cine vreți. Simplu o remarcă, cineva a spus că asta funcționează doar la voi, ok. Dacă asta ar fi gen ca ruscă ruletca, știi? Mm -hmm. cu cineva funcționează cu cineva nu, la noi la patru, identic, așa, n ar funcționa. Adică este o strategie. Îi culcăm de la naștere aparte, ni îi Chiar hrănim, îi punem înapoi. Aparte. Matei muș are 5 luni, el nici niciodată nu... nu dormit cu noi. Apropo. Da, da, chiar nici odată și el doarme în pătucul odată, lui Odată eu l-am pus lângă tine când tu dormeai în să-ți fac o poză <laughs> Dar e interesant tema somnului și mă bucur foarte mult și chiar mulțumesc că s-a primit Să-i culcăm la 8 jumate, 9 jumate s-a ridicat Da, este. pentru că ei se trezesc la 6.30 Se trezesc cu dimineață pentru a merge la grădiniță și chiar vă dorim și voi să aveți așa un som mai liniștit pentru că este foarte important A, și apropo, noaptea nu trezesc respectiv nici Luca, nici Eugen, nici Simon Asta sunt cazuri excepționale când băi, se simt rău A, mai... nu da, asta clar, da. dar tot foarte rar suntem da, 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 da. sau când Eugen visează taracani apropo, apropo, despre faptul de ce la noi într-adevăr copiii nu se îmbolnăvesc așa de des ca alții eu așa, de mu așa o frică avem să-i dau la grădiniță pentru că foarte multe mame îmi spuneau las ca să întâmple așa o săptămână la grădiniță, după să îmbolnăvește de ceva, trei săptămâni acasă. Și că așa, la noi copiii, dacă o lipsit în total, în total, cât ei deja merg la grădiniță, doi ani, dacă o lipsit în total o lună, dintre care două săptămâni au fost pe la mări, uh -huh. Nu, hai să spunem, în total, în două, trei săptămâni de la grădință. Da, ultimul așa, așa serios, ultimul așa serios și am avut noi asta, Luca a avut gură mână picior. Da. Dar asta chiar e... Și de atunci el niciodată nu a de la grădiniță Și până atunci asta la dânsul era cumva perioada de adaptare la grădiniță La noi într-adevăr copiii se îmbolnăvesc foarte puțin Și eu am câteva chestii de ce eu cred așa De ce? În primul rând casă la sol Interacțiunea cu foarte mulți microbi, bacterii Câini, psici. psici Pentru că noi, să fim serioși, noi nu suntem părinți sterili să Sterile Of, trebuie repede de șters. Da, Mărul trebuie sau, dezinfectat. Sau trebuie dacă o ceva jos, că nu spați să mănânci la noi, nu există Hai așa de ceva. Mănânc. Da. <laughs> până, ea va nu luat-o. a doilea, eu cred că din cauza că ei sunt mulți. Uh -huh. Și ei se schimbă cu... Microbi. imunitatea unul între altul. Nu sunt sigură dacă... Credem cu microbii în unul altul. Nu, da, și cu microbii. Și nu, nu e așa. Nu știu, nu suntem medici, dar cumva încerc să explic pe înțeles tuturor nu în aici. Încă un lucru, adică deci eu cred că e o imunitate puternică Asta sigur, faptul că noi îi ducem la mare da, mare, la mare se dezvoltă foarte bine. Uh, și nu neapărat asta să fie turcea o lângă Da, nu, nu, Noi în Odessa n-am fost cu, eu, cu Eugen, nu? Nu, nu. nu. Dar eu ți -mi minte când am mers pentru prima dată cu Eugen la mare, când am mers cu Simon, și ea ca ea ca ei să eu, și la mare, nu știu de ce, dar socru, el mi-a spus că la mare copii, ai să vezi, o să înceapă a merge. Și așa și-a fost. Eugen a început să meargă la mare, Uh, Dar Simon, uh, el era micuț, el nu ține capul, el deja avea 2-3 luni, el nu ține capul și noi ne-am dus la mare și el a început să ține capul atunci. Două, trei luni, trei, patru. Da. Da. Da da, ține, da. da, 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 ce dreptate are femeia asta. Uh, și tot așa cu dinții era pentru că noi, adică... Sorry, eu aud foarte des la unii părinți că ia că la noi perioada când iese dinții. Unii perioada noastră cu dinții. Eu nu știu unde e perioada noastră cu dinții. Eu, eu am scăpat-o. Noi... Tu, la patru încă. Sau cu colegile. Cumva tăți așa de tare ne sper eu cu colegii. Eu sunt sigură și știu persoane la de care colegile... Dar există asta cu psihosomatică? Eu cred în psihosomatică, dar mă tem ca să-mi în cap. Gen că cât de calm părinții, cu atât mai bine se simt copiii. Eu undeva în asta cred, tu știi? Da? Da, dar, iarăși, asta este doar părerea noastră, nu ni săriți în cap. Eu nu neg niciun fapt că. Noi sunt... trebuie, să facem, trebuie să facem un disclaimer la da. început, fi. Doar părerea noastră. Să scrie acolo disclaimer cu roșu și, În acest video se exprimă Cristian și Caterina din propria experiență cu părerea sa proprie și vă rugăm frumos să nu ne hituiți. da. Da. Um încă, încă un lucru care am vrut să-l discut cu tine, asta, deși noi am dat așa de devreme copiii la grădiniță, copii la grădiniță dar, dar. o legere foarte bună să o uh, nu, era, uh, nu, erau toți copiii, pe eu gen, noi l-am dat aproape de 3 ani, în august. Da? Uh, el avea 2 ani și 10 luni, și eu într-adevăr îmi făceam griji, eu nu vrem să-l dau pe eu gen la grădiniță iată într-așa eu eram o mamă un pic pălită, pentru că noi ne-am mutat în casa asta și Cristi hai să-i dăm la grădiniță, hai poate să-i dăm aici la noi în localitate și da, deja deja tu mai convins, dar eu când am văzut grădinița și spun și educătoare care după asta o istorie aparte, asta trebuie într-un podcast despre învățământul în Republica Moldova să vorbim în alt podcast și Cristian a spus, hai dar măcar grădiniță privată să căutăm. Noi am găsit una extraordinară, am dat deodată și pe Eugen și pe Simon. Adaptarea a trecut extraordinar de ușor și ce credeți? Eu cât încercam cu Cristi să-l dezvățăm pe Eugen discutic, la noi nici cum nu, da. nu reușăm. Nu reușeam la grădiniță într-o săptămână. Da. Și pe Eugen și pe Simon. Cu Luca i am spus, nici nu înșerc, îl dau la grădiniță, ca acolo, o să cupi de asta și acum mergi fix da, așa procesul. Luca, cel mai bine a trecut adaptarea, Trei zile. zile. Eu din a doua zi deja stătea ziua. Da, dar am vedere, trei zile au durat adaptarea. Da, da, adică el e și mai bravo. Și am observat Ei, de și am observat acolo chestii. de și... da, badei. Apropo, ieri Sara... Da, ieri Sara... voi nu știți dățele când ne filmăm, dar ok. Ieri Sara, când am intrat în ogradă, am scos copiii din mașină și Eugen și-a scos cucu să facă pipi. Băi, el la dat în ogradă, știi? Nu, nu se duce în casă și... și Luca... Și Luca după dânsul să dă scut cu și la o parte. Să... Și mama s-a uitat, adică, într-adevăr, este confirmată ce că copiii mai mici iau după ăștia mai mari. Ce face Eugen, ce face Simon, ce face Luca și nu ne dă seama cât de rapid o să iei Matei după dânsă. Mm, el deja, Pentru el... Că ei, se unul după altul Eugen are deja experiența lui Simona lui și adică el vede mai multe etape da. de viață odată da, da. și dintr-o parte e foarte frumos că nu sunt mai mulți și se învață unul de la altul, știi, adică să, se ajută unul pe altul. Mie mi îmi place cum Simon sau când e Eugen. Apropo, tu când îi dai lui Eugen ceva gustoșenii, nebunii, da, dulciuri, eu cât sunt da, vitamine. apropo, a. eu am avut hei din cauza la un video când, ți minte, Eugen a venit de la grădiniță și lui a dat suc uh -huh. și Eugen a început să-l uh -huh. Și... Ah, <laughs> Asta vidaș. eu nu m-am așteptat Adică eu vroiam cumva Cune să arăt... toți trei? Da, eu cumva prin video toți Nici cum nu vroiam 3. să arăt că Uitați-vă cât e de rău Eugenul Eugen, Eugen. Iubit, Да, нишкум не врем сарета аста. Э, ело кусок дела градиницы. Uh, și eu l am trimis pe Cristi după suc la noi magazinul e 500 de metri, deci adică, da. adică nu era, dar eu vreau prin acest video să arăt cât ești de Simon cu Luca și da. până la urmă eu o gen s împărțit cu și a rămas acolo. Da, este momentul ăsta când Da, trebuie. dar vezi cum oameni... Nu mai nu cu jucăriile. Da, cu jucăriile trebuie tăți trei aparte să cumpărăm până când 3, viitor o să fie 4, pentru că asta e jele deci, uh, stimați prieteni, voi puteți să uh, scrieți în comentarii uh, cum vă descurcați voi cu copiii sau ce așteptări, dacă nu aveți copii și uh, îi vreți, ce așteptări adică aveți? Ce întrebări aveți? Dar uh, Catea, te a spune într-o frumos, cu mâncarea, cum ne descurcăm noi, adică sau cum vă descurcați voi cu mâncarea, copiii, până nu mănânci și tot nu te ridici la masă? Nu, nu, nu. În primul rând, uh, mâncarea la noi este un subiect care nu știu, nu pot spun că noi pe dânsul acordăm foarte multă atenție. Mâncare tot timpul este. Ei știu că mâncare tot timpul este. Noi avem o oră, spre exemplu, ei stau la grăniță până la ora șapte, respectiv ei vin șapte și noi, jumate, da, da, ei noi, putem să șapte -jumate ei noi putem să acasă. Noi putem să-i mai hrănim încă o dată doar dacă ei vor. Adică mâncare este, cineva mănâncă, cineva nu mănâncă, nici cum nu este impus. Încă un lucru foarte important pe care noi îl avem, nu se poate de mâncat în alte camere în afară de uh, bucătărie. bucătărie da, în salon, Ei mai încearcă să da, mai fugă În dar... salon pot mânca, spre exemplu, pot bea sucuri care-i cu uh -huh. pot să mănânci ceva și ce nu să nu faci fărmături. Uh, câteodată noi le mai facem excepții și noi putem să privim un film cu popcorn, uh, dar cel mai des în 99% noi da, mâncăm mâncăm la, masă. la, masă. la bucătărie. Nu vrei să mănânci la masă? Nicio mm. problemă? Ai plecat. încă un lucru important, gata, eu m-am lipsit gata, de... Asta este faptul că ei nu privesc desene animate în timpul mâncării. Cât mănâncă, da. Motiv că dacă aici e masa, pe gâturile lor, gâturile lor o vezi și așa, știi? Sau să știi, șușite. Da. A, uh, exclus această chestie și știi ce îmi place mie uh, ca, ca tată, ca persoană când eu le pregătesc, dar tot faci fix așa. La tine am învățat chestia asta, că noi le punem a, uh, farfurile, așa, eu le pun pe masă, nu, adică la bucătărie și pun castraveți, castraveți, castraveți. Adică legume, 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 carne, carne, carne și acolo paste sau ter, ceva și tot asta e, adică le pui în față. Și cineva mănâncă, da. da. Îmi place foarte mult chestia asta că eu Ca aranj... după ei da. încep da. să schimbe că da. eu gen, spre exemplu, nu mănânc castraveți iar Simon nu mănânc roșii și Da, și, și schimb între de, și, da. Luca până și nu. Luca își face salata lui. Nu, no, Luca, cu... dar mie îmi pare că Luca mănânc tet. La Luca nu există cuvântul nu vreau. <laughs> Da. Uh, apropo, haideți spre desene animate. Da, da, stai, stai, stai. Dar nu ai chestia asta, că nu, nu mănânci, da? E spus, da? Până nu mănânci tot, nu te ridici. Sau, cum sunt momentele de astea că copiii până nu mănânci tot nu-ți dau asta. Nu, nu da. mă interesează. Treaba lor. O vrut să mănânci, și dacă, chiar dacă o să vrei, o să spun în ea, sara că vor un biscuit sau un ceva. Eu, pe tema asta, tu știi că noi cu cât suntem mai relaxați, uh, încă să-mi bat cap pentru așa e cât o mâncat. Da, eu, avem, stresul de ăsta. foame oricum n-a moară. La început avem stresul ăsta când noi facem uh, murdărie. Mizerie, da. Râs. Făceau pe jos, pe dâns și te trebuie de sters. Că zici, las, las, mănânce. Și real, adică cât mai este mai pufighist părintele, cu atât mai... În, parenting eu cred că e foarte important să simplificăm lucrurile. Adică, cum faptul că toți te o să fie mai puțin murdărie? În faptul so, că tu ai strigi la dânsul că el s-a descălțat de sculță și stăvălește pe în drum. Asta o să schimbi cumva... Știi, știi într-un final... Asta oricum nu o să trebuiască să-l speli sau și știi? Da, dacă da 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 da, 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 Eu simplific multe lucruri și eu Alex fiu pe asta cât mai calmă, pentru că oricum, ca să mă nervez eu, când n-as mă nervez eu, oricum ați trebuiască să-l spăl din nasip, eu oricum asta trebuiască să după. da, și după... Eu, eu, înainte mă nervam pe chestia asta când în mașină mâncau copii și făceau râs, mizerie, cum zici tu, și tu mi-ai spus odată, oare nervi tăi costă 200 de lei la spălătorie? Da. Serios? Oare nervi te și dai 200 de lei și îți spală mașina și gata? Că adică... Mă gândeam uh, pe tema când apare o problemă uh -huh. sau orice. E că, spre exemplu, s-a îmbolnăvit copilul. Uh -huh. Noi cu tine nu începem să ne vinuim unul pe altul. Sau s-a ah, zgâriet, sau a căzut. Nu ai avut atenție, da, tu n ai unde ai, -ai grijă. fost tu? Sau ți-am că tu e răsturnat pe... pe... mașină când afară... Apoi, ca... în momentul... Că tare ce... nu eram vinovat. Nu, ok, într-o mare parte e responsabilitatea mea. A, a, oamenii scrie eu, nu au văzut asta Catea. Eu care eram geamul din dormitor ies de drept acolo. Te... Eu mă uitam, eu muriam de râs. Eu nu mă puteam gata opri te de te râs. Gata geam, știi? <laughs> Tot normal. Nu. Pe... ce, ce aveți să-mi faci? Aveți strigi la mine? Nu da, deja eu... o Sufă... căzut și o da. căzut Eu am luat această am luat asta această... nu o poți no, să iei drepturile copilului Nu, no. <laughs> nu, nu După ce am fost la voi în familie Și am văzut o chestie foarte importantă de la tata tău Că domnul Constantin Niciodată nu caute vinovatul. Știi? S-a da. întâmplat, ok, hai, ne liniștim ce s-a întâmplat, hai cumva putem poate să clarificăm această situație. Că în orice da, cas, este persoana vinovată care ar trebui să ducă răspundere. Cristi, în orice caz, până la urmă, Vinovatul uh, vinovat poți să găsești. Știi cum spune, n-ai Da. Asta da, o... Uh, mai... da, asta oriunde se poate. De, de, făcut și de folosut. De folosut. 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 Eu și-am vrut să spun că noi de timp cu tine suntem contra problemei. O căzut? Ok, hai să găsim. Avem pe tot din, hai să-ți punem bandaj. <laughs> Încă ceva. Sau, spre exemplu, acum urmează ca Eugen să aibă o intervenție. Tot. Nimeni pe nimeni nu caută vinovat. Eu aș putea spune, asta te să transmis de la tine genetic da, cu nasul mm. cu adenoiză sau mm. tu puteai spui, asta tu n-aveai grijă de dânsul destul că el acum are adenoi sau încă ceva, da. dar noi pe simplu alegem să fim cât mai calm adică și... a, e, noi să facem așa că voi doi, soți și soție sunteți o, echipă. sunteți o echipă și nu trebuie să mergeți contra chiar și copiilor, problemelor că nu vă învinuiți pe voi că sunt și ei pe și tu, te ziua la lucru dar eu cu copii sau invers adică Păi, soare, dar asta e făcut din noi și noi ducem responsabilitatea. La noi s-a descărcat camera generală, așa că noi o să terminăm, o să ne vedem aparte. Bine să acest cadru și vrem să vă spunem o mare mulțumesc. A fost scurt acest podcast despre copilașii noștri. Da, dar eu am vrut să spun că asta a fost un podcast foarte general și eu chiar aș vrea că voi să ne dați mai multe întrebări, pentru că pentru mine tema asta este Aproape și eu aș vrea să răspund la mai multe întrebări. Așa că, în comentariu, chiar vă rog să lăsați mai multe întrebări, ca noi să putem mai concret răspunde la cei ce vă interesează pe voi sau la cei ce n-am răspuns în acest podcast. Noi vă mulțumim frumos și bine că ați venit la noi în OSPTI, la noi în podcastul nostru și vă așteptăm data viitoare. Pa, pa! pa, pa!